Salutare tuturor și bine ați venit din nou la Suceava 360. Sunt Tudor Hociung și astăzi l-am invitat pe Andrei Câmpar. Andrei, bine te-am găsit. Salut! Bine te-am găsit și eu. Mă bucur că suntem azi aici. Eu mă numesc Andrei. Am funcție de administrator în cadrul Centrului de Tinere de aici din Suceava. Și, bineînțeles, pe partea profesională mai am și alte direcții pe care mă duc, dar suntem aici să vorbim despre centru. Exact. Așa că fără să facem o introducere prea lungă, pentru că nici timpul nu ne ajută foarte mult, spune-ne ce înseamnă centrul pe care îl administrezi. Hai să începem așa. Ce reprezintă centrul pe care îl administrezi și ce face? Din punctul meu de vedere, centrul de tineret este o chestie unică, în primul rând. M-am simțit de la bun început motivat să fiu implicat în cadrul centrului. Prima dată ca și participant, desigur, până ce să ajung în funcția de administrator, au fost ceva stepi de parcurs. Da. Însă pentru mine centrul de tineret este locul în care un tânăr, sau nu neapărat tânăr, deși nișa noastră este cuprinsă între 14 și 35 de ani, dar și tineri de sub vârsta de 14 ani sau peste 35 de ani pot beneficia de spațiu. Însă orice tânăr ce vrea să-și pună creativitatea, imaginația, mișcare, ăsta e locul, la modul complet gratuit. Și ce ar putea să facă tinere în spațiul pe care îl puneți voi la dispoziție? De la a crea cursuri, la a participa la cursuri, la a face sport, după cum ai văzut jos, avem masă de ping-pong și așa mai departe, efectiv, să vii să meditezi, okay. Nu știu. Adică sunt diferite activități pe care le poți face practice. Sau dacă eu aș fi acum un cetățean al Sucevei și abia aflu de centru, aș veni, sau nu știu, sunt elev în cadrul unui liceu, aș veni să-mi fac și temele aici. Ok, deci spectrul destul de larg pentru, da, ceea ce oferiți voi tinerilor. Da, încercăm să fim cât se poate de disponibil, ca să zic așa. Nu țintesc doar pe cursuri sau ceva specific. Nu, încercăm să ne orientăm spre a avea disponibilitate către cetățeni, să zic așa. Oricum, nișa de care ai spus mi se pare destul de mare, între 14 și 35. Eu aveam zis că e mult mai mică ca și vârsta, de asta e un lucru foarte bun, că la 35 de ani încă ești tânăr. Da. Apreciez complimentul că eu mă apropii de vârsta. E bine că ne-am mai băgat și pe mine în nișa asta. Cursurile care se prezintă aici se bazează doar pe ideea de dezvoltare personală sau ating mai multe puncte? Nu. Ating mai multe puncte. E în funcție de ceea ce vrea cineva să dezvolte. Okay. I mean, sunt cursuri pe care le creăm noi direct din centru sau sunt cursuri bazate pe aptitudini pe care tu, de exemplu, le ai și vrei să faci un curs de PR. Okay. Vrei ca să organizezi la centru un curs de PR, eu sunt persoana împreună cu echipa care te va ajuta să facilita acest lucru. Da, să pui în practic acest curs, la modul să ai tot ce trebuie, de la camere, la videoproiector, laptopuri și așa mai departe, încât tu să poți da cursului. Exact. Dar tinerii care vin aici pot să propună ei ideea, bă, eu astăzi aș vrea să primesc un curs sau să particip la un curs despre Grecia, adică, nu știu, dau un exemplu. Pot să vină și din partea lor cerințe pentru un curs? Bineînțeles, bineînțeles. Idei, îmi place să cred că orice idee trebuie să aibă și un plan în spate. Absolut. Că nu e suficient la modul să vină cineva și să spună, bă, vreau să facem asta, dar doar asta, știi? Da, da, da. Trebuie să ai și o chestie pe care să te bazezi. În schimb, eu personal, de fapt, și ca și administrator în centru, încercăm să conturăm ideile oamenilor. Okay. Și pe lângă faptul că încercăm să conturăm ideile oamenilor, pentru că sunt foarte mulți oameni care au deja skill-uri, oameni de 20 spre 30 de ani, care au deja ceea ce oferi, au ce oferi, însă sunt foarte mulți tineri care vin și nu au acele aptitudini. Drept urmare, eu mult mă focusez pe a oferi suficiente tool-uri ca oamenii să încerce diferite chestii, să-și descopere pasiunile. Să-și dea seama de aptitudinile lor. Exact, practic. Exact. Chiar ieri s-a întâmplat aseară, în urma unui mic eveniment, o zi onomastică, s-a întâmplat să un tânăr să ia o cameră de camera noastră de filmat, să înceapă să facă poze pentru prima dată și să se sesizeze că, mamă, ce-mi place să fac poze.
Awesome. Poate am descoperit, ai descoperit un nou fotograf. Exact. Da, partea asta e foarte importantă, de aia te-am întrebat mai în amănunt, pentru că majoritatea, presupun că majoritatea care vin aici sunt sub 30 de ani, în principiu. Și e, majoritatea sunt la vârsta în care există așa un haos și o confuzie în capul lor, ceea ce este normal pentru vârsta respectivă, că nici noi la 14, 15, 16, 20 de ani poate chiar nu știam exact ce vrem să facem. Și nici nu există destule programe din partea statului prin care să ne, să ne descoperim aptitudinile. Că poate tu ai senzația că ești bun la tenis de masă, dar tu de fapt ești foarte bun la scris un articol sau, nu știu, tenis de câmp, să zic, ca să fim mai concreți. Și practic astfel de programe ne ajută să ne dăm seama ce ar trebui, pe ce direcție ar trebui să mergem. Ceea ce e un lucru foarte important, probabil că genul ăsta de proiecte de dezvoltare personală și de descoperire a aptitudinilor ar trebui să fie la un nivel mult mai ridicat în momentul de față. Da, când am venit din Danemarca cu un an jumătate, sincer să fiu, nu mă așteptam la tot ce se întâmplă acum. Da. I mean, am venit cu scopul de a influența în bine societatea, în ideea în care ceea ce am preluat eu de acolo la nivel informativ, dezvoltare personal, proces mental și așa mai departe, să vin să dau spread, să ofer oamenilor, știi? Dar am rămas surprins plăcut să văd că doar după un an, indiferent că faci un curs de dezvoltare personală și vin 20 de oameni, it doesn't really matter. Cu acei 20 de oameni poți să creezi o întreagă schimbare, știi? Și o întreagă rețea de o comunitate, practic. Asta e tot scopul, probabil, să creați o comunitate. Clar. Mă sumai de informații pe care sunt mai devreme că te-ai întors din Danemarca, ai zis. Cât ai stat în Danemarca? Undeva la 13-4 ani legați în două. Ok. În cazul ăsta, poți să faci clar o comparație între tinerii din România și tinerii din Danemarca. Cum îi vezi ca ca feeling, ca vibe, ca dorință de a evolua și totodată ca nivel educațional? Noi suntem mult mai avem un motiv mult motive, avem motive mult mai înstărit, mult mai mari de a face ceva. Adică, drive-ul la noi e mai puternic. Da, noi avem, ar trebui să fim mult mai motivați decât sunt ei, asta clar, pentru că sacrificiile sau tot procesul prin care noi am trecut față de ei, noi la un nivel nici măcar asemănător. Da. Însă ei acolo se bazează foarte mult, se bazează. Adică le place să se distreze foarte mult. Weekendurile sunt ritualuri acolo, da, la modul party-uri și așa. Din punct de vedere educațional pot să spun că noi urmărim mai mult chestia asta de a descoperi informația și de a înțelege, bă, de ce sunt în poziția asta, okay, unde mă pot duce, încotro o să iau. Acolo e mult mai basic. Până la 18-19 ani studiez, după aia trebuie să-ți cauți un job sau faci facultate sau gen, e o chestie foarte monotonă, așa, din perspectiva mea, știi? Bă, cred că și temperatura de acolo da, duce spre direcția asta. A, da, deci știu că am, în principiu, ori fac facultate, ori mă apuc de un job și merg pe direcția, da, aia. Dar sunt diferite programe și acolo, after school-uri sau chiar și centre de asemănătoare, deși n-am fost într-unul, sunt convins că există, dar sunt oameni care rezonează peste tot, din, după părerea mea, vei găsi oameni cu care să rezonezi, indiferent de țara în, absolut, care, absolut, în țara în care sunt. Sau... Dacă hobby-uri sunt pe aceeași direcție, adică un adolescent de 16 ani din România are puncte comune destul de multe cu un adolescent din Danemarca de 16 ani? Nu. No. Ce răspuns? Nu, în ideea în care un adolescent de 16 ani din Danemarca are complet o altă viziune despre următorii 5 ani față de cum are un adolescent în Suceava, de exemplu aici în centrul, da, Tineret. Ulterior, în urma unui curs de producție muzicală la care atunci am participat pentru prima dată în cadrul unui curs a centrului anul trecut, cam pe vremea asta, în urma acelui curs s-a dezvoltat o comunitate de muzică. Ulterior s-a creat și studioul de jos pe care l-ai văzut. Ei bine, în studioul de jos
Activează și tineri de 24 și tineri de între 20 și 30, dar mai ales cine folosește studio și cine are viziuni de dezvoltare în privința muzicii și așa mai departe, sunt copii de 15, 16, 17 ani. Eu personal n-am întâlnit în Danemarca un copil de 16, 17 ani să aibă motivația asta și să fie: mamă, vreau să devin artist, vreau să fac asta, vreau să fac aia. Dar motivația asta poate vine și din cauza, nu datorită, din cauza nivelului de trai diferit? Da, da, categoric. Deci se simte lejeritatea cu care văd ei viața față de cum o vedem noi. Avem un struggle în plus, cred că cam asta. N-am fost confortabil tot timpul, ceea ce e bine. Ok. Ceea ce e bine. Adică eu personal consider că dacă n-aș fi trecut prin greșeli, prin greutăți, prin suferință, n-aș fi ajuns acum într-un punct în care cred eu că am suficientă claritate în minte, okay, pentru ceea ce urmează să se întâmple și nu doar la nivel personal. Deci da, cumva, chiar dacă au trecut sau n-au trecut prin ceva, cumva suntem într-un punct favorabil. Deci la ei tot e mai simplificat, cam asta e ideea, nu? Da, e sistematic. Ok. E sistematic, la modul follow the system. Adică o matematică, 1 plus 1 fac 2, uh-huh, orice ai face 1 plus 1 poți facă 3. Uh-huh. Decât poate doar într-un univers paralel, dar asta e altă discuție. Asta e altă discuție. Ce alt gen de evenimente mai ai spus de cursuri? Ce alt gen de evenimente mai aveți în cadrul centrului? Eu personal n-am participat la, pentru că activitatea mea ca și administrator a început în toamna anului 2023, anul trecut, și activez în centru ca participant de aproximativ un an. Okay. Deci, iar centru fiind deschis de 2 ani, practic un an nu prea am fost activ în activitățile centrului, însă s-au făcut seri de disco, Silence Disco, în urma asociației Youth Can Do It s-au creat evenimente cum ar fi grătare la păduri cu diferite momente artistice, okay, dansuri, muzică și așa mai departe. Aici au fost evenimente de public speaking, adică evenimente, curs de public speaking. Ulterior, eu personal împreună cu echipa mea am creat un curs de dezvoltare personală la nivel de concepte și alte informații care îți pot dezvolta un proces mental, spunem noi, corect. Okay. Și acum, în momentul de față, plănuim să, ca pe 2024, să creăm suficient de multe evenimente încât să ne facem vizibili. Și nu mă refer doar la evenimente la modul în cadrul anumitor proiecte sau așa, da, mai departe. Da, de sine stătător. Da, folosim practic. Încercăm, eu personal încerc să coordonez în așa fel încât să ne folosim de tot ceea ce avem ca să creăm valoare comunității și expunere în general ce țin de centru. Câți oameni activi aveți în momentul de față în cadrul centrului? În 2023 au fost undeva la 2000 de persoane care au rulat în centru. 2000? Da. Ok. În momentul de față, media pe zi, să spunem, ar fi undeva la 30-20 de persoane. A, deci practic oamenii pot să vină aici în fiecare zi. Da, însă momentan noi redeschiderea centrului de tineret va fi pe data de 2 mai, sperând că acest material va fi expus până atunci. Da, deci redeschiderea oficială a centrului de tineret va fi pe data de 2 mai, de ziua tinerilor. De da, da, da. Pentru că în urma unor lipsuri pe timpul iernii a trebuit să stăm cumva închiși. Da. Și va fi deschis pe 2 mai, iar mi-am uitat ideea, efectiv. Nu este nicio problemă, o luăm ușor. O luăm la cap. Da. Toți tinerii pot să vină aici, însă noi preferăm să fie la nivel organizatoric. Să știe toată lumea de ce se folosește sala asta, okay. Să știe toată lumea care intră la ce se folosește studioul și când se folosește studioul și cum se folosește, și cum se folosește studioul. De exemplu, prima cameră, cea prin care ai trecut când ai venit, e o cameră dedicată tuturor. Vrei să mănânci un sandwich, îl mănânci acolo. Vrei să stai, efectiv să stai. Cameră de zi, cam un living mai. Da, poți să vii ca
fără un obiectiv clar, okay, de mers la centru, dacă vrei să mergi, poți să stai acolo. În ideea în care, de pe data de 2, că acum mi-am revenit la ideea inițială, după data de 2, adică începând de pe data de 2, va fi optimizat sistemul centrului. În momentul de față la asta lucrăm, la modul să fie tot organizat, optimizat, să fie programări la studio pentru tineri care vor să înregistreze ceea ce au fost înainte și ulterior vom face asta din nou. Deci, practic, cumva vom ști din timp, înainte cu zile sau săptămâni chiar, când va fi nevoie să folosească sala asta, sala cealaltă și așa mai departe. Da, există vreo metodă sau, nu știu, vă gândiți la o metodă de selecție a tinerilor care vor să vină aici sau, nu știu, absolut oricine poate să vină? Cei ce rezonează cu spațiu, adică cei ce rezonează cu spațiu, cu scopul și așa mai departe. Nu poți să... N-am fost nevoit să fac o selecție, sincer. Okay. Că cei ce nu au intenții, ce rezonează cu spațiu și cu scopul, nu o să vină ei. Sau vin, stau odată, văd care-i treaba și pleacă. Și renunță ei de la sine? Aici noi nu avem fonduri alocate pentru femei de servici, de exemplu, sau pentru mentenanță, cel puțin nu momentan, întrucât lumea cine vine folosește spațiul exact așa cum este, așa trebuie să lase după ce pleacă. Vă gospodăriți între voi, practic. Da, da, categoric. Adică noi oferim libertate tinerilor, dar în același timp și tinerii trebuie să înțeleagă că, bă, centrul de tineret îl consider casa ta, ok. Ca și în casa ta trebuie să dai cu aspiratorul. Ok. E bine că asta își dezvoltă și zona asta de spirit civic, care din nou ducem mai mult sau mai puțin lipsă în momentul de față. Uh-huh. Dar la început, când ai interacționat efectiv cu organizația, cum i-ai simțit pe tineri? Cum percepi un astfel de centru? Unic. Nu a fost o chestie pe care ar fi și-ar fi imaginat-o. Okay. Adică eu din ce am sesizat, nu au avut un alt centru sau o altă inițiativă de genul practic să raporteze, bă, oare cum ar fi să avem. A, deci știi, a venit ceva, un cadou așa brusc în Suceava, centrul de tineret. Cam așa am văzut eu, adică toată lumea care a trecut pe aici și care continuă să vină recurent aici, sunt surprinși de la zi la zi de ce se poate întâmpla aici, pentru că doar o discuție dintre noi nu poate schimba perspectiva pe următorii 5 ani. Apoi să nu mai zic de cursuri de dezvoltare personală, pieți financiare sau alte alea. Și în afară de activitățile astea, ce ai spus tu, specializate pe zona de muzică, care poate fi un interes, mai ales în contextul actual în care rețele de sociale te ajută foarte mult sau îți sporește șansele să devii o mică vedetă, indiferent de domeniul muzical în care activezi. Efectiv, tu ca tânăr am 16 ani, vin, e prima oară am auzit de centru pentru tineret și vreau să vin aici. Ce pot să fac, efectiv? Fără niciun scop. Deci, pur și simplu, mi-a zis un prieten, hai să mergem la centru pentru tineret, că e o chestie foarte mișto acolo. Ce pot să fac, efectiv? Vii, îți este făcut turul centrului, așa. Poți să bei o cafea, respectiv un ceai complet gratuite. După care, după ce ai făcut un tur al centrului și observi și tu cu ce parte rezonezi, vreau să mă duc să citesc o carte, vreau să mă duc să înregistrez o piesă și așa mai departe, ulterior vei fi pus cu un lider de departament în cadrul centrului. Care stea sub aripa lui protectoare. Not really. I mean, sau să-ți dea niște direcții? Dacă vrea ca să meargă la studio, există lider de departament pe studio. Okay. Și vorbește cu respectiva persoană sau cu un voluntar în cadrul respectivului departament. Vreau și eu să înregistrez o piesă. Ok, pe data respectivă, la ora respectivă, ai 3 ore. Dar, repet, după 2 mai. Da. Cât despre evenimente, vrei să faci un curs? Ok, avem departament de evenimente. Eu personal îți voi face legătura cu un lider de departament pe evenimente și creați cursul. Adică, cumva am ajuns într-un punct automatizat în cât oamenii care vin aici, nu, și mai ales nu doar pentru cei ce doar vor să vină să relaxeze, cei care vor să vină să se implice, trec printr-un proces curat, frumos, adică tot la fel de sistematic. Da, încerc să aduci niște repere din ce ai acumulat tu din Danemarca și să le... Ce am acumulat eu din Danemarca și ce am acumulat și aici. I mean, când am început să fiu aici participant respectiv și pe partea asta administrativă, să spun așa, de asta am și avut ocazia să creez sistemul ăsta, că nu era un sistem
creat întrucât să vină un om nou în centru și să fie redirecționat. Nu, tu erai persoana care se ocupa și de ceaiul ăla pe care trebuia să-l faci, și de studio și de toate lucrurile. Tu erai persoana la care... La început e clar că trebuie să te implici tot mai mult ca să poți să-ți pui în planul în desfășurare practică. Exact. Însă acum am ajuns într-un punct în care ne-am format echipa, rezonăm, înțelegem unde poate duce toată treaba asta, adică ne imaginăm unde poate duce, că de știut sigur nu știm. Și da, cam asta ar fi un proces a unui tânăr ce vine aici efectiv spontan. Cred că, cu siguranță își găsește ceva de făcut, asta e cert. Oricum presupunem, da, și acum cu părerea ca profan, în principal cred că e vorba de apartenență și de socializare, nu? Da. În principiu de asta e aici. După aia poate îți găsești o ramură care te interesează, muzică, sau vrei să citești, sau vrei să joci un ping-pong, dar în principal cred că e chestia de socializare, nu? Sunt și invers. Sunt care vin pentru chestii de astea ulterior să înceapă să socializeze. Că serios? Nu suntem toți persoane care putem socializa așa cum socializez eu cu tine, bă, hai să ne vedem. Păi să nu, am spus în ideea că poate ești mai introvertit și vii aici, știi că sunt oameni care au poate pasiuni comune și reușești să te deschizi mai ușor decât dacă ai merge pe stradă și bați în tragi asta, un stân pe stradă, auzi, nu-ți spune, îți place și ție să joci ping-pong și am zis, nu, pleacă de aici, de ce mai abordat, știi? Da. Adică mă gândesc, te deschizi, te deschizi altfel, pentru că simți așa, exact cum ai spus tu, un mediu familiar, chiar familial, în care toată lumea știe cam ce are de făcut, știe că dacă mută puful dintr-o parte în alta, la sfârșitul șederilor aici trebuie să ducă puful la loc, să-și ducă paharul la gunoi în caz că e reciclabil și chestii de genul ăsta. Adică fiecare își cam știe de ce vine aici, de la un punct încolo. Și de aia probabil că exact ce ai spus tu, nu ai nevoie de făcut efectiv o selecție, ci oamenii se selectează singuri, în funcție de interes și în funcție de cum se simt aici, că n-ai cum să fii pe placul tuturor oricum. Nu? Categoric. Într-adevăr, vibe-ul pe care mi l-a dat clădirea în care suntem a fost foarte mișto încă de la început. Îmi place că ai energia asta pozitivă. Probabil că te-a ajutat foarte mult și faptul că ai fost plecat în afară și ai văzut și de acolo o perspectivă. Mult. Deși nu mi-am dorit să fiu acolo, dar... Odată ajuns am... Uneori e bine să facem chestii care nu ne plac. Categoric. Plus că din ce am sesizat și ce am vorbit și cu mai mulți oameni, totuși e bine să experimentăm și alte civilizații și alte concepte și alte mentalități, ca să ne dăm seama că locul de unde provenim, indiferent că se numește Suceava, Iași, București, România, etc., există și foarte mulți părți pozitive în locul respectiv cu care putem lucra. Nu suntem, și acum voi intra într-o zonă care îmi trănește așa puțin indignare, nu suntem cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai bogată țară, dar nu suntem nici cea mai de jos. Adică trebuie să învățăm să fie în echilibru în viață, exact cum ai punctat și tu mai devreme. Și danezii au părțile lor mai puțin plăcute, cum și noi avem, și au părțile lor pozitive în sistemul educațional, ei au o direcție care știu în care să meargă, noi încă ne descoperim, că practic suntem la 30 de ani după comunism. Da, eu din punctul ăsta de vedere consider că suntem într-un punct foarte avantajos. Repet, e ca persoana mea, dacă eu sau un respectiv om a trecut prin suferință, dacă omul ăla sesizează prin ce a trecut și nu-și repetă greșelile la nesfârșit, ajunge într-un punct bun. Absolut. Pentru că se educă din propriile greșeli sau din life experience. Da. Și noi ca țară, de ce să ne gândesc la fel? Adică dacă am trecut prin greu, automat vor veni și timpuri bune. Chit că urcușul, zona de pantă ascendentă poate fi parcursul puțin mai greu, dar avem potențialul care ne determină și ne ajută să ajungem în punctul respectiv. Da, și aparent și tooluri. Da, e foarte important să avem și tooluri. Mă bucur că ați avut genul ăsta de inițiativă. Aștept să, cu nerăbdare să văd proiectele voastre viitoare. Mulțumim foarte mult. Când mai ai ceva de comunicat, nu ezita să mă contactez. Cred că o să trec și eu pe aici zilele următoare să văd care e vibe-ul când e mai aglomerat. Acum suntem numai noi doi și Cătălin care e în spatele camerelor. Și ce să zic, mult succes în proiecte. Mulțumim foarte mult. Să aveți cât mai mulți tineri dornici să treacă peste un anumit nivel, să se îmbunătățească, că practic asta e scopul vostru din ce mi-ai povestit până acum, să se dezvolte și să ne auzim data viitoare.
Mulțumesc foarte mult. Andrei, mersi. Mulțumesc mult. Mersi. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna asta. Eu am un vibe foarte pozitiv. Afară e soare. Tinerii sunt puși pe fapte mari. Numai bine.